spatele meu un iaht care are un elicopter. Un helicopter, helicopter. Da, este absolut ridicol de mare și de luxos. Și da, are un elicopter. Anyway, salutare dragilor, bun venit la un nou clip. După cum spune și titlul acestui video, da, mi-am tras membru al crew-ului, un nou crew member pentru a mă acompania în toată excursia mea în jurul lumii. Și după multe nopți nedormite și gânduri și, și pahare de rom băute, am luat decizia să îmi adaug noul meu crew member, care este, o cunoașteți deja. Denisa, cum te simți în noua ta viață de marinar? Foarte bine. Atât? Asta e tot ce ai de zis? Momentan mă simt foarte relaxată. Da? Aș dormi în continuu. Ok. Și sunt entuziasmată. Știu că nu se vede, dar credeți-mă pe cuvânt, la interior sunt în extaz. Nu sunt un om al cuvintelor, sunt un om al faptelor. Denisa, cum te simți în noua ta viață, pe barcă? Foarte bine! Aici, în Grecia, este un vibe foarte chill. Nimeni nu se grăbește niciunde. Îmi vine să stai așa la plajă, să dormi, să citești o carte. Ai fost surprinsă când ți-a făcut oferta să vii cu mine? Nu. Ei, nu, cum adică? Nu erai, dar ai fost surprinsă? Nu. Știam cumva, în adâncul sufletului, că o să fie așa. Chiar dacă eram despărțiți? Da. Cum ești până acum cu barca, cu sforile, cu balea, cu alea, cu alea, cum te înțelegi? Bine, mai am multe de învățat, dar e ok, nu mi se pare imposibil. Adică dacă chiar o să faci asta în continuu, n-ai cum să nu înveți. Eu nu prea am o gândire foarte logică așa, așa că nu funcționează creierul meu așa, adică dacă mi-arăți odată, nu pot să-mi dau seama imediat, dar dacă tot exersez și fac, de mai multe ori, atunci mă prind cumva. Mm-hmm. Da. Ți se pare greu? Nu, nu mi se pare greu. Sailing-ul, așa în general. Multă lume este destul de intimidată când vede un velier, vede sfori. Păi este intimidant alea. Dacă nu știi cum e orice altă chestie. Dacă nu știi să faci ceva, ți se pare greu, e logic. Mm-hmm. Dar după aia, gen, dacă vezi, asta trebuie să fac asta, faci așa, faci așa, îmi seama că nu e chiar așa. Mm-hmm. Adică, și cu cât te exersezi mai mult, cu atât o să fii mai ok. Cum te adaptezi cu viața pe, adică e diferită viața la apartament față de viața aici? Da, e mult mai liniște. Multe fete ar spune, vai Denisa, cum te poți adapta unei astfel de vieți? Da, nu cred că e greu să te adaptezi. De ce? Păi na, acum depinde și ce viziune ai în viață și ce vrei să faci, dar mi se pare foarte ușor să te adaptezi, pentru că nu e foarte diferită de o casă, de un apartament. Adică ai tot ce ai nevoie, mă rog, mașină de spălat haine nu ai, zicem, da. Ai aproape tot ce ai nevoie, e mare, spațios, nu e ca și cum te calci pe picioare în continuu, e foarte ok. Ai toate condițiile, adică nu simți lipsa ceva, știi? Nu mi se pare greu să te acomodezi, poate cu chestia asta, că se mișcă și nu știu, dacă ai rău de barcă, atunci nu poți, clar, să stai, dar în rest nu mi se pare greu. Din contră, mi se pare mult mai sănătos, adică mai sănătos în sensul și aerul este mult mai curat și nivelul de stres. Tu ai cu sinusurile probleme, ai zis. Da. Și de când ai venit aici? A fost foarte bine. Adică am respirat foarte bine în București, nu pute... vara în București aveam nasul înfundat în continuu. Și când notezi mai intra apă, nas? Da, apă sărată și efectiv după încurgeau muci așa. Da. Adică că îmi desfundau sinusurile, da. Da, altfel respir. Mi se mai înfundă aici, de exemplu, ziua, dacă stăm și nu bate vântul și foarte cald, mai simt puțin. Dar în București, noaptea, ziua, în continuu, aveam nasul fundat, nu puteam să respir și puteam să dorm. Oamenii ar întreba, nu ți-e frică, Denisa, să faci chestia asta? Păi... Să mergi așa pe barcă, să mergi, să mergem acum, de exemplu, în Italia, o să navigăm o zi și o noapte. Nu, pe coastă nu mi-e frică deloc. Pe ocean o să am emoții, bineînțeles, că e na, altceva, dar așa pe coastă nu. Nici păi nu, pe la mal, dacă se întâmplă ceva. Da, ok, adică... aici unde sunt multe insulițe. Da. De exemplu, vom trece Mediterana la un moment dat, acum când plecăm în august în Italia.
Tot mi se pare mai în cazul în care ai o problemă, mi se pare cumva dacă suni faza de coastă, imediat ajunge la tine. Pe ocean e mai greu cu chestia asta, știi, cu ajunsul, să te ajute cineva dacă ai o problemă. Deci navigatul costier n-ai niciun fel de stres, niciun fel de emoție. Nu are legătură neapărat cu abilitățile mele sau ceva. Ba da, pentru că dacă tu nu te dai încredere, adică dacă nu aveam încredere în tine, dacă tu nu mi expirai mie încredere și vedeam că, nu știu, când am tras aici, de exemplu, un porc, da, și toată lumea stărea pe tine și te panicai și începeai să plângi, cum atunci sunt, poate mă... Cum sunt alții, de fapt, că sunt da, oameni care fac asta, efectiv, sunt da, foarte tolomaci. Nu poate să acosteze, înjură ăștia, că lasă lanțul peste lanțul meu și... Fel și fel de oameni și, da. Na, unii poate chiar nu sunt pregătiți, alții poate sunt la început și încă se prind, cum ai fost și tu, și na, face anumite greșeli. Dar, na, dacă nu mi-i sprea încredere, îți dai seama că nu aveam, adică stăteam mult mai cu frică cumva, știi? Faza este că Denisa nu vorbește foarte bine engleză. Ori aici mi-ar cam fi necesar un om care știe să vorbească engleză, nu atât ca să ne putem înțelege pe unde mergem, cât este foarte important să știe să, nu știu, să dea prin stație, în cazul în care se întâmplă ceva cu mine, să știe să dea niște coordonate prin stație, să vorbească cu oamenii, știi? Să nu fie ca clipul ăla, we're sinking, what are you thinking about? Știi clipul ăla? Deci da, și pentru asta i-am găsit pe cei de la Cambly, care practic sunt un site unde poți să înveți limba engleză cu un profesor și mi se pare foarte oportun și potrivit. Și am luat Denisei 6 luni pentru început să exerseze pe Cambly cu un profesor și cu un tutore privat. Bă, tu ai făcut astăzi primul tău curs de engleză, așa? Da. Pe Cambly. Ce Cambly? Este o platformă unde înveți engleză. Okay. Este mai mult cumva de speaking, adică să vorbești efectiv decât, nu știu, nu e gen Duolingo, faci efectiv doar exerciții. Deci doar vorbești, chiar doar vorbești cu cineva și cu profesori reali, cu persoane reale. E foarte mișto, poți să te înscrii la lecții private sau lecții de grup. Nu te programezi înainte, de exemplu, eu azi la 2, am programat la ora 4 și un sfert. Pentru o sesiune individuală? Profesoara pe Lili. Ea mi-a acceptat invitația, la 4 și sfert am intrat, jumătate de oră am vorbit în continuu. Ți se pare important să știi engleză aici? O, da, păi peste tot vorbești în engleză. Ce, am văzut că pe Cambly mai sunt și cursuri din astea croite special pentru nevoile tale. Da, sunt pe nișe, sunt și pentru începători, sunt pentru, de exemplu, dacă ești IT-ist și ai nevoie, nu știu, acolo probabil este un limbaj diferit și trebuie să știi anumiți termeni și așa. Da, sunt și pe nișe și să alegi tu acolo ce ți se potrivește și ce ai tu nevoie. Public speaking, am văzut că este. Da. Când faci următorul curs? Mâine. Mâine? Și ai zis că o să faci, o să scrii pe, o să notezi pe hârtie 3 cuvinte. Da. Pe care să le înveți în fiecare zi. Da. Și fiecare zi ai 3 cuvintele zilei. Da? Așa ai zis? Da. Care sunt cuvintele pe care astăzi ți le-ai propus să le înveți? Plate. Ce? Plate. Ce înseamnă plate? Parfurie. Așa. Fishing crew. Crew, mai așa. Cuvântul celălalt. Dar ce vrei să zici în română? Unghiță. Unghiță? Unghiță. Undiță, mă. Undiță. Undiță. Unghiță. Cum îi spune la undiță? Fishing rod. Fishing rod. Rod înseamnă rod, orice băț. Fel de joardă, băț. Orice băț, joardă este un rod. Bun, deci plate, fishing rod și am zis că butelie de gaz pentru... Gas. Tank. No, tank. How would you rate your English level? Let's say on a scale from 1 to 10. 4. 4? Why 4? 4 or 5. 4 or 5, why? Because I don't have a large vocabulary. Okay. But? But what? But you can understand. Yes, I can understand. Anything. Yes, I can understand, but I don't know a lot of words in English. Okay. Te barcă mai faci și grătare. Grătarul ăsta trebuie schimbat că este vaima mica lui. Și n-am ustensile de grătare, adică am curăț grătarul cu hârtie și cu ulei. N-am și o pere decentă. S-a stricat motorul, outboard-ul, mă rog, nu motorul, ci butonul de la contact.
efectiv a ieșit un arc din el, a făcut tronc în toate părțile și n-a mai mers motorul. O să încerc să... Cred că trebuie să cumpăr alt buton, practic, dar ca să am până atunci dinghy și să mă pot folosi de motor, cred că o să-i fac un bypass. Ăsta e butonul. A ieșit arcul ăsta. În mod normal, tu trebuie să-l tragi butonul așa, ca dinghy-ul să meargă și bagi cheița așa în el, sub el, care o piedică. Și dacă pici din barcă, cheița iese și butonul intră înapoi și se oprește dinghy-ul. Ăla e principiul. Și acum ăsta nu mai merge, pur și simplu. Și o să încerc să-i tai firele astea două și efectiv să le unesc, că practic butonul ăsta asta face, contact între cele două fire. E logic, ai doar două fire. Deci când voi lega firele pe direct, contactul va fi tot timpul pus, deci dinghy-ul va trebui să se pornească. Dezavantajul e că nu o să-l mai pot opri. Adică dacă le pun pe direct, ăla când pornește, apa a pornit, știi? Deci va trebui cumva să le leg și în momentul în care vreau să opresc dinghy-ul, să le dezleg ca să iau contactul. Dar mă rog, până ajung înapoi în Poros, într-un port, să mă duc la un chandler să văd dacă găsesc un buton din ăsta, trebuie să fac reparația asta. Asta este, de ce voiam să vă arăt chestia asta, e că uneori, în stilul ăsta de viață, va trebui să rezolvi problema. Ți se strică dinghy-ul. Ce faci? Noi, de exemplu, acum suntem legați, suntem într-un ancoraj foarte drăguț, avem o parâmă în partea legată de pietre și o parâmă în partea altă legată de pietre. Ce faci ancora? Dar asta e așa, că prima oară ancora n-a ținut. A trebuit să luăm ancora de rezervă, am pus-o în dinghy, ne-am dus cu ea până acolo, am dat-o jos din dinghy, de aici s-a tras frumos, am mulinat-o, am tras-o pe cabestan. Și acum suntem bine, dar ca idee, și ni s-a stricat dinghy-ul în timpul ăsta. Dacă ai nevoie urgent de ăsta, tu trebuie să-l repari. Nu-ți permiți să mai stai, lasă că eu luai un buton. Nu, trebuie să rezolvi problema acum. Deci trebuie să fii o persoană relativ tehnică și să știi să pui mâna dacă vrei să ai un astfel de stil de viață. Dacă ai foarte mulți bani, atunci da, dai un telefon, zici s-a stricat, hai repară-l, I don't care. Eu n-am, motiv pentru care... Noroc cu ajutorul vostru, că mă susțineți, că sunteți sponsorii canalului. By the way, mulțumesc foarte frumos, că pot să-mi cumpăr, uite, un buton, un asta, să bag motorină, știi? Ajută foarte mult. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got, no hesitating. You've been waiting all your life. This is your moment. Just a win, it's where your life begins, yeah. There's no holding back, no overthinking. You've been reaching all your life. This is your moment. This is your moment in time. This is your ever been, and now
more than just a win. It's where your life begins. După cum v-ați dat seama, sau și-au dat seama? Și-au dat seama, clipul ăsta a fost sponsorizat de cei de la Cambly. Și cei de la Cambly, pentru că le place de voi, o să vă ofere un cod de reducere dacă vreți să le testați serviciile. Folosiți promocod H și aveți reducere de 50% la toate serviciile de pe site-ul lor. Substanțială reducere. Avem un membru nou în echipa de sponsor, mulțumim smartship.ro. Aparent oamenii ăștia trimit colete național și internațional. Eu chiar am nevoie de un colet din România în Grecia. Da, nu știu, poate discutăm ceva. Și bineînțeles, mulțumim tuturor celorlalți sponsori care fac posibil acest tip de content și care ne ajută, mai nou, în epopeea noastră în jurul lumii. Denisa, vrei să zici ceva? Mulțumim! Da, mulțumim! Chiar ajută! Ne cumpărăm un alta pe la barcă, ne băgăm combustibil, plătim un cheu ca să putem admira și noi și să vă arătăm și vouă bărci de genul ăla. Deci da, ajută, mulțumim frumos sponsorilor canalului. Hașul și cu Ianchișu vă dorește o zi excelentă oriunde v-ați afla. Pa!